Luna ianuarie a fost prima în care populația a consumat energie electrică la prețuri de piață, nu la cele reglementate, ca până la finalul lui decembrie 2020. Mehedințenii trebuie să se pregătească pentru februarie, când încep să vină facturi mai mari pentru consumul de luna trecută. Până la finalul lunii decembrie a anului trecut, 5,7 milioane de consumatori casnici plăteau energia electrică la prețuri reglementate de stat. De la 31 ianuarie, aceste prețuri nu mai există din momentul liberalizării pieței. Așadar, consumul de energie din ianuarie, pe care îl plătim în facturi în luna februarie, este facturat la alte prețuri. La noi, cel puțin în orașul Severin sau în județul Mehedinți, nu trebuia să se mărească curentul, deoarece avem hidrocentrala chiar în municipiu și nu avea rost ca să se mărească. Mai ales acum și cu această pandemie, care avem destule greutăți pe capul nostru, nu trebuia să fie mărit curentul. Era suficient cât era. Deci s-a pornit foarte, foarte greșit. Nu ne-a adus nici plicuri, nu ne-a adus nimic. Fusei acolo și o coadă de moarte. Îi până în stradă coada la sus în Crihala. Cum vi se pare informarea? Proastă, e proastă. La noi la țară nu se știe nimeni nimic. Nu ne spune nimeni nimic. Că să așteptăm plicurile, să așteptăm plicurile. De unde? Dacă nu ni le-a adus nimeni nimic. Ne-a să mai spun că stau pe aproape de cez acolo și niște cozi continui terminabile. Deci, eu... Cum să vă zic, o bătaie de joc la adresa poporului, asta. Vă așteptați ca din luna februarie să fie facturi mai mari? Da, bineînțeles. Prețul de serviciu universal, chiar și cu discount, este semnificativ mai mare decât cel vechi, este reglementat și nici nu putea fi altfel. Prețurile de producție de energie pentru casnici erau stabilite de stat prin ANR, la prețurile sub prețul pieții, iar această situație nu a mai putut continua după 1 ianuarie.